eliminarea taxei pentru apa meteo, apa de ploaie. De când am deschis acest subiect, foarte mulți cetățeni au venit, au adus facturile, au venit și au spus aici toate supărările, pentru că sunt taxați pe apa de ploaie niște sume foarte mari, deși în municipiul Brăila nu a plouat în vara acestui an, nici măcar la nivelul limitelor anuale, anterioare. Se întâmplă un fenomen. Cei de la Cumpărarea înregistrează cel mai mare profit din județul Brăila. E o chestiune care este anormală. Cum o societate cu monopol reușește să... este lăsată, de fapt, nu reușește. De reușit e foarte simplu când ai monopol. Este lăsată să înregistreze cel mai mare profit din județul Brăila, fiind o companie de stat, iar profitul ar fi trebuit să fie reglementat. Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că brăilenii sunt suprataxați când vine vorba de plățile pe care le fac către cei de la cultură. E o chestiune extrem de serioasă și, deși este în atenția noastră mai mulți ani, rezultatele financiare pe care le-a avut cumpărarea. Faptul că ei nu mai fac niciun fel de cheltuială în investiții, faptul că nu întrețin rețelele așa cum ar trebui și nu cheltuiesc bani pentru treburile astea, ne-a făcut să luăm atitudine. Mai mult decât atât, am depus o cerere prin consilierii noștri să știm și noi cât plătește primăria pentru apa de ploaie. Dacă fiecare cetățean plătește o sumă lunară pentru suprafețele construite, la fel și primăria, mă gândesc că ar trebui să plătească pentru domeniul public construit. Niște sume către lunară. Și sunt convins că dacă primăria ar plăti aceste sume pentru domeniul public, cetățenii n-ar mai trebui să plătească și toate lucrurile la primăria ar merge foarte bine, pentru că sumele de la primărie venite ar fi foarte mari. Deci există...